Astăzi a avut loc vernisajul expoziției Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, un sfert de secol de istorie instituțională, aparținând cunoscutului artist-fotograf Virgiliu Jireghe. Noi ținem foarte mult la această expoziție, dorim să o popularizăm, fiindcă maestrul reușește într-o sinteză fotografică, să-i spun așa, să cuprindă în pozele sale momente esențiale de referință pentru Universitatea de Vest Vasile Goldiș și aceste momente sunt axate începând de la mentorul nostru, Vasile Goldiș, în diferite etape ale evoluției Universității de Vest Vasile Goldiș. Avem aici o expoziție extraordinară. De fapt, Virgil Jireghe ne surprinde de fiecare dată cu noi elemente care aduc ceva deosebit în actul de cultură a acestei discipline, să o numesc așa, fotografia. Vreau să vă dau o știre. Am devenit cronicarul Universității de Vest Vasile Goldiș. Asta pentru că prin ceea ce vedeți aici pe aceste panouri, am dovedit cu prisosință acest lucru, pentru că de 25 de ani sunt alături de universitate și pentru că pentru mine universitatea e o mare familie. Evenimentul a fost inclus în calendarul Zilelor Aradului. Participarea universității noastre este o participare ca universitate comunitară, fiindcă primăria se numără printre membrii fondatori ai universității noastre și domnul primar a înțeles acest lucru, chiar el am avut o discuție de peste 3 ore privind perspectivele universității și susținem această emblematică de universitate comunitară. În cadrul aceluiași eveniment a mai avut loc lansarea a 3 monografii aparținând aceluiași Virgiliu Jireghe, cât și profesorului universitar dr. Marius Grech.